Mult așteptata stație de asfalt de la Urbiserve începe să se apropie de inaugurare și de producerea primei șarje. Domnule inginer, de la ultima vizită pe care v-am făcut-o, a crescut ceva stația. Da, așa este, montat în proporție de 85%. Mai este demontat pe fundație sistemul de filtrare și sistemul de alimentare cu filler. Atât. Deoarece stația are o putere instalată mai mare decât cea veche, a fost necesară construirea unei noi alimentări cu energie electrică. La montare lucrează de dimineață până seara o echipă de 8 specialiști din partea producătorului german și de la Urbis. Aceștia din urmă se specializează din mers pentru a putea deservi stația singuri după plecarea echipei germane. Conform orarului stabilit, termenul de finalizare a instalației ar fi sfârșitul acestei luni, iar panglica de inaugurare ar urma să fie tăiată la începutul lui august. În jur de 1 august. Ați putea scoate primele șarje atunci? Noi încercăm să scoatem prima șarje. Instruirea continuă și după ce se termină montajul, o săptămână, două, cât este nevoie. Stația de asfalt a costat aproximativ 1 milion de euro. Cea mai înaltă cotă la care este ridicată construcția stației este de 26 de metri și aceasta ar putea produce zilnic 100 de tone de asfalt.